pacea Domnului. În numele Domnului Hristos vom deschide serviciul divin al școlii de sabat intonând imnul 518, deși nu știm când. Tatăl nostru ceresc, Doamne Iisuse Hristoase și Duh Sfânt, chemăm prezența Ta sfântă în mijlocul nostru. Vino, Doamne, cu binecuvântările cerului peste copilași, peste bătrâni, peste tineri, peste cei bolnavi. Și Te rugăm frumos, în casele unde sunt copii de crescut, întărește viața părinților cu răbdare, cu multă credință, să-i poată îndruma pe copilași pe drumul cel bun. În casele unde sunt bolnavi și în biserica noastră, Te rugăm, Tată bun, dă-le o mângâiere sfântă, dăruiește-le vindecare și sănătate după voia Ta sfântă pentru fiecare. Îți mulțumim frumos pentru cuvântul din acest sabat, care îl vom primi prin servii Tăi. Luminează inimile noastre, Doamne, să-L trăim cu credincioșie, să-L împlinim în viața noastră. Ajută-ne, Tată bun, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos și să-L cinstim pe Tatăl nostru ceresc, cu poruncile împlinindu-le în viața noastră de zi cu zi. Binecuvântat să fie veșnic și de toate națiile de pe pământ, numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Multă pace! Bun venit la biserică! Devoționalul acestei dimineți se intitulează În mâna sa. Tulburarea. Atât e de ușor să o lași să te zdruncine, să te dezbine de pace, să te răpună. Știu că frământările îți provoacă transpirații reci, neliniște, durere fizică poate pentru ceva ce doar ai gândit. Ai căzut sub stres, sub boală, sub presiune socială și auzi în jur că e gălăgie, zarvă copleșitoare, furtunile se întorc dinspre mare, iar râurile ce se scurgeau în ea se întorc acum pentru a inunda. Rutina noastră e cercul vicios în care am obosit să mai intenționăm. Am obosit să mai facem ceva. Schimbare. Încercând din cercul vicios să ies, văd cum nici Eclesiastul n-a avut succes. De n-ar fi dat Dumnezeu de înțeles, am fi murit ca robi în nedeslușit proces. Iar încercarea moarte nu are, când te lași salvat și purtat de cel ce are, în afara cercului, o mână de întins. Admir că ai ajuns până aici. Eu am căzut în nefericirea de a nu mai ferici pe cineva. Nimeni nu a mai beneficiat de curând de atenția mea. Pentru că a privi e diferit de a vedea. A asculta de departe nu este a auzi. Iar a fi nu implică jumătăți de măsură. O respirație sunt, cealaltă ba. Astfel, cum ți-ai adus cufărul astăzi aici? Sper că nu gâfâind. Purtându-l ferecat, deznădăjduit, obosit sau poate chiar plictisit. Cum s-ar prezenta un templu în care ar arde neîncetat un de lemnul oferit spre mângâiere? Câtă răbdare, cât timp, cât har, câtă iertare să se mai ofere pentru nisip și pietre? Am înainte un nou an și după ce voi fi priceput că, dincolo de anxietate, pot desfășura cu entuziasm activitate, atunci pot spune că m-am resemnat, înțelegând m-am dedicat binelui, să-l înfăptuiesc, iar răului multă pace îi doresc. E drept. Nu e ușor să crezi necontenit Isaia 41:10. Haideți să citim. Deci, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te înspăimânta, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări. Tot eu îți vin în ajutor. Te voi ajuta și te voi sprijini cu credincioșia dreptei mele. E greu să crezi necontenit Psalmi 18:35. Tu îmi dai scutul mântuirii tale. Dreapta ta mă sprijină, bunăvoința ta mă face mare. Nici Deuteronomul 33:27 nu se lasă mai ușor de crezut. Dumnezeul cel veșnic este un adăpost, iar sub tine sunt brațele lui veșnice. El îi va alunga pe dușman dinaintea ta
și va zice nimiciții. O, dacă ne-am luat timp să citim din cuvânt, ar fi imposibil să nu trăim altfel, să trăim mai bine, să experimentăm schimbare. Combustibilul unui automobil este de origine petrolieră, însă combustibilul credinței și speranței este Biblia și Biblia alături de Iisus, de natură și de oameni, iar ordinea nu trebuie să fie neapărat cea menționată. M-am uitat la rebeliunea mea, la nemulțumirile mele, neajunsurile mele, încercările ce tot vin și am început să caut putere la mine, ca să fac ceva să-mi fie bine. M-am uitat și la Iisus. Așa cum am înțeles că e bine să o fac și am văzut pacea sa. M-am uitat la răspunsurile sale, la încercările sale, la rugăciunile tainice pe care le făcea și am început să râvnesc ajutorul său. Am început să-i acord timp pentru că astfel am ajuns să mă bucur de minuni dintre cele mai mici. Domnul știe ce-mi doresc, iar eu știu că e de dorit să-i ofer timp. De fapt, nu lui, ci mie, pentru a înțelege ceea ce el are de făcut cu mine. Merg înainte și merg cu el, pentru că atunci când sunt trist, știu că el a îngăduit să nu fiu și mai trist. Iar atunci când sunt fericit, știu că această fericire este doar o pregustare a ceea care va fi. Când m-am mai uitat și la Iona, am conchis în sinea mea. Decât plimbare furtunoasă cu balena, mai bine stau frumușel în mâna sa. În mâna sa este dorința mea, ținta mea pentru vremurile ce vor veni. Eu nu știu ce îmi priește, nici nu știu ce mi-ar putea oferi putere să stau pe picioare, însă cu el pot continua având valoare, direcție și sens. Un vector al lui într-o problemă ce acum cunoaște deslușire. Doresc ca în dimineața aceasta să cerem lui Dumnezeu trei lucruri și vă invit ca din sală să înălțăm trei rugăciuni care să se concentreze pe următoarele aspecte. Integritatea noastră ca oameni, creștini, părinți, indiferent în ce domeniu activăm, să fim oameni integri. Să cerem lui Dumnezeu luciditatea necesară rămânerii în mâna sa pentru noul an. Și bineînțeles să fim recunoscători față de mila și harul cu care ne răsfățăm. Vă invit să ne ridicăm, iar ultima rugăciune o voi înălța eu de aici și din sală, așa cum simțiți, să ne rugăm pentru integritate, luciditate și să fim recunoscători lui Dumnezeu. Thank you.
Îți mulțumim, Tatăl meu, și spun pentru frate și surorile din această biserică. Îți mulțumim din suflet pentru vizitatorii acestei biserici. Îți mulțumim din suflet pentru toți aceia care ascultă Radio Vocea Speranței sau Speranța TV. Îți mulțumim din suflet pentru fiecare carte care a ajuns în mâinile unui necunoscut, care nu te cunoștea pe tine. Din suflet te rugăm să-i ajuți pe acești oameni care ascultă Radio Vocea Speranței, Speranța TV și care au primit o carte din mâinile noastre să citească și să înțeleagă. Îți mulțumim din toată inima. Și pentru frații noștri care astăzi nu se pot bucura împreună cu noi, dar care sunt acasă și sunt bolnavi, te rugăm să-i vinde, să-i binecuvinte și să-i ajuți, Tatăl bun și spun, să nu se simtă singur. Te rugăm în mod deosebit pentru sora Denița care este bolnavă. Să o ajuți, Tatăl bun și spun, să se încreadă în tine și să o ajuți să rămână credincioasă până când tu vei hotărâ că trebuie să se odihnească. Îți mulțumim din toată inima pentru că tu asculți slavele noastre rugăciuni și pentru că răspunzi la timpul potrivit. Amin. Părinte iubitor, îți mulțumim pentru că ne asculți și fă ca acest început de rugăciune să fie doar un început al stăruinței noastre în rugăciune pentru cei din jur, pentru familiile noastre, pentru cei cu care am interacționat sau poate nu. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu vrei ca noi să avem valoare, integritate. Ajută-ne, Doamne, să avem și luciditate pentru a rămâne în mâna Ta, pentru a înțelege că ceea ce-ți dorești Tu pentru noi este alinare cu adevărat pentru sufletele noastre. Ne încredem în puterea Ta, Doamne, și conștientizăm că noi suntem slabi, dar cu Tine putem să fim desăvârșiți. Pentru toate îți mulțumim și Te-am rugat în numele Lui Iisus. Amin. Raport al școlii de sabat. În sabatul din 23 decembrie 2023, școala de sabat a bisericii noastre a fost organizată în 13 grupe, în care au fost prezenți 71 de membri ai școlii de sabat și 12 vizitatori. Copiii de la grupele grădiniță și primară au învățat sabatul trecut despre David și Goliat și au memorat versetul din 1 Samuel 17:45. Tu vii împotriva mea cu sabie și suliță și cu pavază, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. Amicuși și adulții au aprofundat studiul 12, Estera și Mardoheu, care a avut ca text de memorizat versetul din Isaia 49:6. Te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze școala de sabat și biserica noastră. În continuare, vom studia pe grupe ultimul studiu al acestui trimestru, sfârșitul misiunii lui Dumnezeu, și vom avea ca timp până la ora 11 fix. Domnul cu noi, cu toți. Amin.